Ziua, bine, mulțumim. Vă rog frumos să luăm un loc aici în... Vreau să zic ceva, să luăm un loc aici în instanță, să luăm un loc aici în, în fața publicului. Să rămână, bine ați venit, mă bucur mult de tot că sunteți aici, pentru că Sonia s-au scris foarte multe lucruri și cred că tu întotdeauna ai fost o tipă mega asumată și o tipă care când ai avut ceva de spus, ai spus, dacă s-a întâmplat ceva, ai recunoscut și așa mai departe. Știrea era în felul următor, că ai fost prinsă de poliție, cum era, beată, drogată și fără permis, ca să fac un rezumat. Asta scria în ziare. Asta scrie în ziare și sunt foarte supărată pe acest tema, pentru că nu este adevărat acest lucru. N-am fost nici beată, nici drogată. Nu am atins droguri în viața mea. Nu am consumat nimic de acest lucru. Și sunt foarte supărată de ceea ce mi s-a făcut în presă, pentru că eu mai am și o problemă de sănătate și nu aș putea să fac acest lucru. Și dacă, nu știu, să zic așa prin absurd, aș vrea să fac. Deci nu există. Dar cum s-a întâmplat? Deci când a fost? Vineri, săptămâna trecută sau cum? Da, de o săptămână, fix de când nu pot să mai dorm, iau calmante, că efectiv sunt foarte traumatizat de presă, de ce a ieșit după momentul respectiv. Dar ce, erai la volan? Cum a fost? Nu știu eu câte lucruri am pot să... Poți să spui pentru orice. Că este un dosar. Adevărul. Da, e un dosar și de asta zic. Adică tu știi ce poți să spui și ce nu poți să spui, de asta ești însoțită și de avocată ta. Da. Motivul pentru care mă aflu eu aici este să o susțin, pentru că este atât de afectată și a fost atât de traumatizată de eveniment, încât m-a rugat să vin aici. De aceea am venit eu aici. Dar mi se pare normal să fii traumatizată atunci când se spun niște lucruri care poate n-au nicio treabă cu realitatea despre tine. Aceasta este marea problemă, în sensul că a fost depistată la volan, conducând la ora 4 dimineața, la un control de rutină. Da? În testul de alcool a fost o alcoolemie de 0,25%, ceea ce înseamnă că a băut un pahar de vin seara, cu 6 ore înainte. A ieșit 0,25, este o contravenție. Nu este o nenorocire, nu a omorât pe nimeni, se poate întâmpla oricui, iar dacă ar fi știut că iese după 6 ore, nu s-ar fi urcat la volan. Exact, asta vreau să zic, că eu nu m-am urcat la volan crezând că o să mai fie ceva în aer respirat. Adică asta a fost o greșeală de-a mea, dar, repet, nu m-am urcat la volan crezând că o să există deci acest rezultat. Cu 6 ore înainte, seara, practic, băuse un pahar de vin. Da. Și iată de ce este numită bețivă. Deci, exagerat. Exagerat în fața opiniei publice, deja este catalogată ca fiind o persoană bețivă, o consumatoare de droguri. Și să mergem la următorul pas... Pentru că scria acolo în presă, articolele erau beată. Beată și drogată. Da. Să revenim la a doua parte a acuzației, respectiv la consumul de droguri. La testul drog din salivă, a ieșit prezentă substanță activă cocaină. Jumătate din testele efectuate de Poliția Română anul trecut, în toată țara asta, jumătate din ele au ieșit fals pozitive. Sunt... Nu cred asta. Ba da, este statistica pe internet. Jumătate sunt oameni afectați de rezultatele false ale acestor teste. Uite, un coleg îmi spune că cei de la Europa FM au făcut un test la un moment dat, au mâncat un experiment, au mâncat covrici cu mac și au făcut testele astea și au ieșit oarecum... Dar nu este posibil așa ceva. Nu este posibil. Chiar nimeni nu se sesizează, domnule, un test, 2, 3, 5 sunt negative, sunt pozitive, dar jumătate din ele să fie fals pozitive, aceasta este o problemă. Și în situația ei, imediat după ce a plecat de la poliție, a mers la două clinici diferite, a făcut testul de drog și au ieșit zero. Da? La două clinici cunoscute și nu există, s-ar putea să spună un om, domnule, dar dacă altcineva dă probă de urină, nu este așa. Pentru că există camere de luat vederi, există dovezi, există probe. Cu siguranță, rezultatul sângelui la drog va ieși și la urină cel de la IML, cu siguranță va fi zero. Oamenilor analizele acestea care arată că ești negativă la absolut orice. Le-am, și le-am ieșit, nu, le avem și le-au și colegii. Da, și am toată încrederea că așa va ieși și cele analize oficiale. Sunt blurate datele tale, CNP-ul și dar aici se vede foarte clar negativ, adică la tot ce există. Adică deci nu sunt o drogată. Imediat, după ce a plecat de acolo, a mers la două clinici diferite. Era deschis probă la 5 dimineața? Păi la 7, la 7 dimineața a fost prima analiză pe care l-am făcut. Eu la 6 dimineața am plecat de la brigada și a fost primul lucru pe care l-am făcut. Uite, 7 și 10, zic colegii că au văzut acolo că a fost recoltat. Practic despre tine te-a oprit poliția și când ți-a zis acolo ce a zis? Domne, hopa, aia, dă permisul, că ești și băută și drogată, nu?
Sau ce, de polițiști acum când te opresc? Nu mi-au zis acest lucru. Nu, a fost un oprire... Control de rutină. Da. Control de rutină. Ce normal să fie și e fire să fie. Da, absolut. Și a fost foarte ok domnul polițist pe care m-a tras pe dreapta. N-am avut absolut nimic de ascuns. Am fost foarte cooperent. Am dat actele. Că se și vede, cred că vezi pe unul care e beat sau drogat, adică de asta zic că... Nu are nimic de imputat organelor de poliție. S-au comportat, da, de asta foarte zic, bine. S-au comportat, adică, ca lumea, pentru că au văzut că femeia n-are nimic. Vină, sigur că da. Dar dacă testul arată pozitiv cocaină, evident este obligat să ia măsurile legale ce se impun. Motiv pentru care și mers la IML și a recoltat probe biologice. Aici problema nu este modul de tratament al organelor de poliție. Acestea s-au comportat exemplar și fac meseria conform legii. Normal, corect. Problema o reprezintă aceste teste care, iată, demonstrează de ceva vreme că sunt cu probleme. Ar trebui, nu știu, desființate, înlocuite, găsită o altă modalitate. Nu se poate să arunci cu noroi într-un om, să-i distrugi imaginea publică și să constați peste o săptămână, 3, 5, 6 luni, când se finalizează cercetarea penală, când toate rezultatele de la probele biologice ajung, pentru că și astea durează o veșnicie. Și ce să vezi? Păi nu era așa. Există o problemă reală, zic eu, care poate ar trebui cineva da, să se sesizeze. Nu știu unde e povestea asta, mi se pare incredibil. Da. Deci că jumate din teste, de ce... Pe internet, este pe internet da, o situație ce... care că se pare că este testele reală. Testele antidrog sunt, îți dau fals negativ? Așa scrie. Este o situație... Sau fals pozitiv, cum e? Fals pozitiv. Fals pozitiv. Da. Că sunt tot felul de substanțe care dau pozitivitate. Medicamente. Ce ai spus și tu? Pot fi semințe de mac. Păi cum, domnule, mănânc un covrig. Asta a fost un experiment, îmi spune colegul meu Dobrogea, a făcut de cei de la Europa FM și acolo. Și nu l-am văzut, dar îl cred, că pare băiat serios. Păi mănânci un covrig și ești pozitiv la cocaină. Nu se poate. Nu la cocaină, și da, nu la știu, substanțe ceva, interzise. Ceva. Da, știi ce vreau să te întreb? Da, apoi tot acolo s-a scris că conduceai fără carnet. Tot eu vă răspund. Asta. Vă rog frumos. Tot eu vă răspund. Ea deține un permis de conducere emis de Australia. Da? Această țară este pe lista țărilor în care permisul de conducere este valabil pe teritoriul României, dar trebuie făcută obținerea, trebuie să obții un permis de conducere internațional, pe care ea l-are, l-am eu aici. Dar ea nu l-a avut la ea. Nici măcar nu a știut că îi trebuie. L-a găsit acum. Îl avea. Este emis. Yeah, aia, de ce, da, adică are permis de conducere internațional? Da. Până astăzi, ea nu știu că l-are. Acesta este permisul de conducere internațional, care a fost dă un pic, am niște... obținut. Mai am pe unii care fac nu știu ce, ca să vadă că totuși nu e tipărit acum. Adică se vede că are ceva vechime. Uite, 11 februarie 2020. A fost emis în 2020. Odată ce l-a primit, l-a folosit, l-a lăsat acasă. Este adevărat că el trebuia prelungit. Nu, și trebuia prelungit la un moment dat. Dar nu a știut. Adică nici măcar această faptă nu este o infracțiune gravă care să ajungă să-i deterioreze imaginea. Păi și acum te întreb, pentru lucrurile astea care s-au scris în presă sau asta, faceți ceva sau rămân pur și simplu netaxate? Sfatul meu, recomandarea, pentru că este o persoană foarte sensibilă și a suferit extraordinar de mult. Așa cum știm, orice chestiune care este alimentată, practic se inflamează. Din punctul meu de vedere, cred că opinia publică, după apariția ei de astăzi și după explicațiile pe care le dă către telespectatori, către cei care o îndrăgesc și o cunosc, apreciez că cel mai important este ca oamenii să știe că ea nu este așa cum a fost zugrăvită. Demersurile juridice au într-adevăr rolul lor, însă vom decide dacă se impune sau nu să le și realizăm. Da. Cam aceasta este situația. Deci oricum tu rămâneai, dacă e să o luăm așa înapoi și era doar un control de rutină, rămâneai fără permis că ți-a depistat alcoolemia aia în aer. Da, fără permis 90 de zile și o amendă 1300 de lei, pe care se pare, am aflat chiar și eu ca avocat al ei din presă, da? Asta o altă problemă care este greu de digerat pentru o persoană normală, să afli din presă ce conține procesul verbal, care la tine nu ajunge, pentru că trebuie să mergi să studiezi dosarul. Dosarul este acum la parchet ca să primească un număr de dosar penal. Nu-l putem vedea, pentru că va trebui procurorul să reaprobe cererea pe care tocmai ce am depus-o ieri. Însă din presă am aflat că există un comunicat oficial, că chiar s-a și dat amendă de 1300 de lei pentru alcoolemia de 0,25%. Însă la acest moment concret, nu știm cu exactitate, vom vedea. Dar tu unde ai fost cu o seară înainte tu? Unde am fost cu o seară înainte? Am fost la niște prieteni. Păi de asta, vin alb sau vin roșu ai băut? Vin alb. Doar un pahar? Da. Doar un șpriț?
Spun să pui apă gheață și apă minerală. Gheață am avut. Și de asta zic, se diluează și nu conduci niciodată, nu te sui la volan. Acum am învățat. Când ai băut nici măcar o bere. Acum am învățat, am înțeles, însă eu nu am crezut vreodată o să mai am un nivel de alcool în sistem. Dar am înțeles datorită și medicamentele pe care le iau. Care îți potențiază, îți accentuează? Da, și ficatul nu funcționează cum ar trebui și toate cele. Deci a fost o greșeală, îmi pare rău pentru acest lucru, nu am făcut-o conștient, nu m-aș urca la volan dacă știam că nu aș putea să conduc sau că nu sunt în stare să pot să fac acest lucru dacă am alcool sau am neferește niște droguri în sistem. Cum a fost? Trebuia să îți dai seama, mama ta, iarăși, cred că speriată, panicată, că ei prima dată citesc articole. Ai sunat-o înainte măcar? Am vorbit cu ai mei, dar nu înainte să reușească o mare parte din neamurile noastre să dea un telefon părinților mei. Și ei la fel au fost foarte confuzi, n-au înțeles ce se întâmplă, pentru că ei știu ce fata au educat și ce copil au. Și pot să zic că mă cunosc cel mai bine și știu că n-aș face acest lucru, pentru că nici n-am avut o infracțiune sau o problemă cu legea vreodată în viața mea. Sunt un cetățean pe care chiar respect, care sunt legile și organele oficiale. În fiecare țară în care am călătorit nu există să nu fac acest lucru. Și da, ei au fost foarte și în aceeași timp, îți dai seama, părintele tău să audă așa ceva despre copilul lor, au avut și ei un șoc ca și mine și eu am fost șocată. Pot să zic că în continuare cred că tot în Australia sunt. Sunt în Australia, mm-hmm. Pentru că părinții tăi, și tu ai stat în Australia foarte mult timp. Cât ai stat? Cât ai da, sunt născută și crescută în Australia și am plecat către România, fac drumul ăsta dus întors de ceva bune acum, de la 19 ani. Da, veștile, e a doua casă. Știi cum e, veștile rele circulă imediat. Veștile bune, dacă câștigai vreun concurs sau se întâmpla ceva, stai liniștit că nu suna niciun an pe maică ta și pe taică tu să felicite. Da, probabil, dar așa, știi cum e. Aia, mă, ce ne-a sunat pe noi cineva să ne spună: bă, felicitări că ați luat premiul la Radar de Media, cel mai așteptat podcast sau ceva, chestii de astea, nimic. Nimic, dacă dădeam în bară imediat. Nu dacă consider că au avut intenții rele neamurile mele, dar din păcate a fost foarte... Știi ce îmi place mie? Că ai venit și foarte asumată. Știi? Ai zis: bă, oameni buni, uite cam așa stau lucrurile. Uite, m-am băut un pahar de vin cu 6 ore înainte, mi-ai ieșit alcoolemia. Da, am fost și foarte sinceră și cu poliția, am și declarat. Drogul pozitiv, pentru că, uite, am făcut de la două laboratoare diferite probă. În același timp, cum să zic, carnetul. Aveam din 2020, chiar dacă la din Australia nu e recunoscut, aveam unul care era internațional, doar că nu l-aveai la tine și erai obligată să-l ai. Da, e aceeași carnet, doar că trebuie să ai acum tradus în mai multe limbi. Acel hârtie pe care vi l-am arătat mai devreme. Dar carnetul rămâne la fel. Este același document, nu se schimbă, nu trebuie să dau o reexaminare sau ceva de genul ăsta. E aceeași carnet de conducere, pe care în momentul de față, evident, nu l-am, dar asta este hârtia pe care mi-a lipsit în acea noapte. De cântat când vii pe la noi, tu ne cânti, ne cânti așa ceva? Da, normal! Da, cântăm, normal, eu sunt pe mâini foarte bune, avocata mea este... Perfect, tot ce trebuie să... Vă cunoșteați înainte? Nu, cu această ocazie ne-am și cunoscut și da, mă bucur tare mult. Și în această... E scumpă? E scumpă, ea trebuie să zică. E scumpă, pa, 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 pa. Katia Cicală, oameni buni, avocata Soniei, eu mă bucur mult de tot că ați venit și că ai sfătuit-o în același timp să poată să vină să vorbească la o emisiune, nu să stea, să nu zică și când să ești, nu... Când ești nevinovat, sau chiar și dacă te simți puțin vinovat, a explica ceea ce s-a întâmplat, a te explica în fața oamenilor care vor să știe adevărul despre tine, mi se pare cea mai bună soluție. Ai dreptate. Sonia, eu zic că cea mai bună soluție astăzi este să ne cânti, apoi trecem la sosurile picante și îți mulțumim că ai trecut pe la noi. Și eu vă mulțumesc frumos. Mersi foarte mult. Cu mare drag, oricând. Ce piesă cântăm azi? Cântăm o piesă pe care am avut în colaborare cu un artist din Armenia. Se numește Halele. Puteți să urmăriți videoclipul și toate cele pe YouTube. Hai să cânt, mă Halele ridic. Sau Harnele? Nu, Halele! E de vară. Care și varianta românească la interpretarea piesei. Bun, hai să cântăm cu Sonia și imediat sosurile picante.